Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de Universe Mode. Nu știu de ce, dar data trecută, când am închis jocul, trebuia să fie Dean Ambrose cu Finn Balor. Acum văd că mi-a schimbat meciul, dar main eventul serii a rămas același, Brock Lesnar cu Triple H. E tot interesant meciul ăsta, să jucăm cu cine, să joc cu Ambrose sau cu... A, să jucăm cu Ambrose. Că v-am zis și... Da, mă, să... Opa! Ambrose e atacat de Jericho. Hai că am început mișto. Să înțeleg că se duce dracu meciul sau... Ba nu. Ce voiam să zic. Joc cu Ambrose, că am și zis în al doilea episod de My Career că ești cu Ambrose, suntem născuți în acea zi pe 7 decembrie. Ok, și cred că începem direct cu galben sau cu roșu. Cu galben sau cu roșu începem, ia să vedem. Cam între cele două, hai că e bine. Să vedem. Putem bate pe Joe, bă, tipul chiar e bun. Pare el un grăsan și astea, dar... E cam mare pe manevre. Bă, nu m-am uitat la overall-ul celor doi. O să văd totuși special move, abilities... Ne, nu știu cum pot să văd ce overall au. Ok. Dropkick. Direct în spate și hai că încep să recuperez așa în momentum. Am 2-4 reversal-uri, hai că așa mă mai distrez și eu. Nu mai trebuie să mă chinui cu 3 reversal-uri ca pe My Career. Too late. De ce presim că asta o să mă prindă în Sami și așa să mă duc dracu? După folosim escape-ul, văd că nu. Late, iarăși mă strânge de cap, serios. Ia mă și de celălalt cap, dacă tot îți place să pui mâna acolo. Mă spun ce mi-ai și capul ălalt. Ai, păcat. Deci tu ce-mi face? Deci eu deja ar trebui să dau comeback-ul. Oh yeah, this could be big. Ah, mă și aruncă în colț, hai să-i întorc acum. Wow, can't believe Dean Ambrose got out of that one. Ah, căcat. Mi-am ratat și comeback-ul, măciurii ăsta. Dean Ambrose's range of skills certainly ventured the unusual. But the attacks and strategies helped Ambrose become the longest reigning United States champion in WWE history with a 351-day championship reign. That's the third longest ever, and he goes for the pin. A trebuie să bine că a trebuit să mă atace Jericho. Așa. Hai că am învățat și o să folosesc asta. Să nu apăs când o văd roșu, să apăs înainte. Too late, iarăși. Samoa Joe has gained the upper hand. Rolling out of the ring. And it might be time for him to reassess the situation. Dean Ambrose is not someone to sleep on. It looks like we're going to see what kind of pain they can inflict out here on the floor. Ok, îl dăm cu ăsta o capul de potea, măcar pe galben să-l las. Hai mă, pune-te mă pe galben. Gata, hai, mai facem noi ceva așa. Ia, cine mai pune de acum să amișe? Dă-i drumul, dă-i drumul. Treci cu-n baricadă. A, a putut să-i dau semnătura. Poate mă lasă jos acolo. Să bată prin count-out. Ia mai pot întoarce. Too late. A, iar îmi dă, nu știu... Super snap suplex, nu știu ce fie. Somehow he's kicked it into another gear here tonight. Too late, cred că vrea să-mi dea Muscle Buster-ul. You can bet every superstar in the roster is crowding around the monitors in the back. Ceva dirty deeds. Hai da. Victorious. Hai să încercăm cu pinul, după un dirty deeds, poate, poate. 1, 2, ne, ce naiba. Mai mărim și noi emoțiile aici, să iasă mai emoționat meciul. Hai da, toată lumea cu Ambrose. Nu degeaba, și cred că între cei mai buni wrestleri actuali. Cel puțin să-și respecte gimmick-ul, o poate face.
Și... Eti, tu, de ce ați spus? Bă, John Cena, tu ești? Rolling out of harm's way. Smart strategy there. And he's heading back in. I can't blame him. Ah, nu m-a prins bine. Ia, spai. Hai de capul ce face asta. Face și taunt. Bă, Stone Cold, stai cu minte. Ăsta e cu Stone Cold ce mai fac din astea. Ia, mă ridică și acum se întorc. A vrut să-mi dea, hai că a vrut să-mi dea semnătura. Nici nu l-a putea. Ia, mai dăm un pic cu ceafa de podeaua ringului. Hai că l-aduc și pe ăsta pe roșu. Așa, calcă-l, calcă-l. Hai că aici l-am prins bine. Ăsta-i tauntul? Stai, m-am buguit frumos. Dar bine că m-am buguit în colț acolo, dau să fac un taunt și... Un fest. Un fest, iarăși. Iarăși face taunt Joe. He needs to dig way down deep if he wants to keep going now. Ia, mă întoarce. Ia, ce faci acum? Senton. Cred că Senton este. He's in full on attack now. Ok, i-am întors aici și... Gata, și când scoți dopul de la o stică s-a auzit. Bine, am făcut eu așa, da. Opa. Too late. Porți, mă. Așa. Ești pe din ring. Smart strategy there. Let's just hope Samoa Joe's stamina can hold up. Mă bag în ring acum. Too late, la asta trebuie să te miști foarte repede. Leaving the ring here may change the entire complexion of this match. Yeah, and if their face hits this floor, it'll change the complexion for sure. Too fast, oh! Mă rupem, bătaie Joe. Absorbing the punishment they're about to receive out here. Too late. Ia, mă dă cu capul de colțul ringului. Nu, iar m-a băgat. Too fast acum, serios. That's nice. It looks like we're gonna see what kind of pain they can inflict out here on the floor. Hai mă, dă-i mă cu pumnii. Iar întoarce. Too late, iarăși. Ia, Samoan drop, Samoan drop. Bine că mă carisc o reversal-urile. Hai mă, bagă mă ring. Poate-l prinde în signature. Too late, iarăși. Bă, dar de nu mă prinde ăsta în manevre. Ok, hai că i-am întors aici. Finisher, știi ceva? Dirty Deeds! Hai, reluarea, direct în afara ringului cu Dirty Deeds-ul. Poate asta o să aducă victoria lui Ambrose. Just trying to goad his opponent into making a mistake here. Bun. Hai că am câștigat prin count out, că nu, n-am avut ce face. Bă, de la Raw n-am umblat cu rivalitățile. Să le mai modific. Stai ce? Stai ce? A, da, bă, că suntem campion WWE, am uitat. Ne atac iarăși Jericho. Măi, Chris, măi. Am uitat, bă, că ăsta e campionul WWE. Champions got problems on the horizon. Și ne atacă Joe? Nu. Ok, ce ne zice pe aici? Nu dau seama de care o zice. Ok, cred că aliat e pentru Joe. Zice de la din stânga, nu știu cum fac să schimb asta. Și doar de unul, în fine. Haideți la următorul meci. Următorul meci este cel cu rivalitatea între ăștia dintre Triple H și... Roman Reigns și, ok, văd că am lag și ar veni bun. Și direct se iau la bătaie ăștia doi aici.
Deci ne-am luat bătaie în afară, ok. Se pare că tipii aceștia nu se suportă deloc. Triple H câte are 4 reversal-uri, ok. Și bine că are Roman mai mult momentum. Bă, are deja semnătură. That he's here, outside of the ring here. There are so many different tools at your disposal. Yeah. Oh, ce a dat să facă Superman punch, ați văzut? Oh, ce m-a prins aici. Ok, bine că too fast. Mi-a trântit Superman punch. Mi-a dat și sângele. Ok. Ia, opa! Dar rivalitatea asta se duce la extrem, văd, între Triple H și Roman. Ia. A, ce mi-a întors aici. Măcar mai fac acum o dată de reversal. A, am 4 reversal, ăsta doar 1. Dacă îi întorc finisher-ul, sunt cel mai șmecher. Dacă nu îl întorc, m-am dus dracu. Ok, nu mi-a luat. Treci mă acolo. Hai mă, cu The Game, îl putem bate pe... Hai să intru în ring mai bine. Ce dracu faci? Treci mă la podea, nu și lui, tu să știu. Wow, that was a wild strike. Talk about missing the target. Yeah, it looked like it was completely out of desperation. Okay, l-am lăsat fără. Okay, am întors aici. Okay, lumea pe aici, Triple H. Spinebuster! Okay, pun încarc aici. Charge finisher, hai mă. Vino încoala, pedigree atunci. Hai că nu mai are reversal, îi putem bate pe Roman. Spoc. Și direct pedigree. I-a spart și ăstuia capul. Hai că bă, că se lasă cu sânge. Spuoc. Hai că l-am prins frumos. Toată lumea. Triple H. Hai să vedem pinul. 1, 2, 3. Câștigăm cu un pin frumos. Bine că i-am întors spirul. Hai să ne relorile. Aici a dat să-mi facă Superman punch-ul așa. Aici mi l-a trântit până la urmă. Poc, i-am dat Spinebuster-ul. Și aici a venit pedigree-ul și aia a fost. Bă, dar am bătrânit Triple H, ca vede. Nu poți să dăm breakout. Dacă tot o dăm pe din astea, hai să o dăm atunci în stil mare. Ia vină un coace. Dacă tot se lasă cu sânge. Cum e? Dă-mă un scaun în coace. Treci mă în coace, Romane, ăsta de la mine în sat care și-o trage în cur. Știu-o! Și mai dăm una. Toată sânge... Bă, ce mișto să vede sângele pe scaun. Stai, să vă arăt. Duse. Ați văzut? Hai să lasă ăsta jos. Ok, aruncă naibii. Așa. Nu pot să le iau după mine. Ok, l-arunc aici în trepte. Hai să mai încerc o dată asta cu... Poate nu știu să-i dau pedigriul, nu a ieșit și mie la un moment dat. Șmecherie. Ok. Hai că acum îl trântesc în masă acolo. Hai mă, nu-l pune în masă. Hai mă, treci pe masă acum. Așa, deci, hold E și așa, hai să dăm direct un OMG. Dacă tot ducem rivalitate, hai să o dăm pe rivalitate. Și... Poc, văd că ăsta levitează un picior în aer. Spuuuuc! Ăla-i mă. Best for business, corect. Na, și bine că se ridică ăsta. Ok, nu știu, deci un fi heal, un fi face, abană, bine când crește bolul aici. Deci cine amic Roman Reigns, alia Stephanie, nevasta lui ăsta. În fine, hai da și la main eventul serii atunci. Și suntem la main eventul serii. Avem aici pe Iisus Hristos, arhitectul împotriva bestiei Brock Lesnar.
Hai să vedem cum ne descurcăm așa cu Seth Rollins împotriva bestiei și... Oh, îl scoatem în afara ringului. Hai să încercăm așa un salt. Hai că văd că ne descurcăm bine cu Seth Rollins. False count anywhere. Hai că asta e mișto. Deci văd că e meciul ăsta, false count anywhere, adică poți să pui pinul oriunde ți se scoală ție în arenă. Hai să încerc așa un salt de pe colț în afara ringului. Stai, mă urcă. Așa, hai să-i mai trântesc o dată așa. Opa! Mamă, ce i-am dat-o. Bun, deci Seth Rollins îl domină pe Brock Lesnar. Nu vezi asta zilnic. Să dea dreapta. Ok, ne întoarce acum Lesnar. Pop. Și, ne calcă ăsta în picioare. Oh, nu, 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 nu. Nu poți să-i întorc. Văd că nu. Cine bate numai în partea asta ringului? Bă, mie cum vine așa mai în colțul ăsta, măcar așa nu-mi schimbă unghiul și îmi scad pe strânuță. De ce din unghiul ăla am constante 30 și aici am 60? O fi că se vede mai multă mulțime în public, habar n-am. Spu-o headbutt. Dropkick. Nu pin, nu-i pune pin. Aaa, e șmecheră, dă-și cu capul așa. Ce se ferește? Și amândoi. Și, opa! Căcat! Angle Slam, bun. Ok, genunchi aici. Hai să ne batem atunci în ring. Asta după ce s-a roșit Lesnar pieptul și ne-a trântit și nouă. Ia cine dă aici? Suplex! Ma, meciul ăsta e bun, dar eu acum observ că nu mai am reversal pe loc. Hai că meciul ăsta o dăm pe... Mă scoatem din ring. Hai de capul meu ce forță are ăsta. Adică uitați și voi cât de mare, ui, pe lângă mine. Ei mă pun la pădea și mă, ce ciurul în spate. Așa se dă sling blade-ul, deci. Dar nu știam să-l dau mai devreme cu Finn Balor. Bine, cred că tăi la montaj meciul ăla, că ești de tot căcat. S-a terminat cu un double kenta cu throw și a fost de căcat. Ok. Și nou, sling blade, așa. Nu pot să-l ridic? Ia, ce-i dau aici? Îl mai strâng un pic de gât, ok. Așa. Hai mă! Bun. Hai mă, ridică-te. Poate și e mai scot un reversal bun. Signature și... Hai da! Super kick! Hai să încercăm un pin. 1, 2, deși nu, n-ai cum să-l bați așa repede. Bă, Lesnar este prea scurt episodul acum. Fac, mă chinui să fac uneori clipuri de... Stai, ce aici? Ce-ar fi? Mi-a arătat ceva, hold, nu știu cum, cred că un roll-up, ceva. Ia, ok, mi-ntoarce ăsta aici și... Coc, mă pune ăsta jos, hai, ieși, ring escape, ăsta-i pit al Dumnezeu, după cum ziceam. Tot ăsta mă trântește în colț și... No, seria de germă suplexul, o să-mi rupă spatele. Bă, s-o simți bine Rollins că vine ăsta cu bazinul pe la buricului. Și tot el ne-a prins aici, serios. Too late. Ma, cine face Lesnar? Haide, aoleu, am uitat că-i false count anywhere. Bine că am resiliency pe ăsta. Și i-am întors finisher-ul. Hai că-i bine așa. Puc jos cu el. Dacă faci așa, ia ridică-te atunci. Nu știu dacă e false count anywhere, pot să dau ce manevră vreau. În partea să folosesc și eu bine. Hai să pregătim finisherul atunci.
Hai, vino la pedigree, vino la pedigree. Aici s-ar putea face finalul meciului și nu l-a întors. Cred că asta a fost. Ar fi interesant o rivalitate între Seth Rollins și Brock Lesnar, în fine. Hai cu pinul. Sper să fie de ajuns. Dacă nu, mai am un finisher. 1, 2. Uitați și voi. Cred că a dat resilience, nu mai știu. Ce mă, te crezi tare că faci din astea? Hai să-l ridic atunci, să-l bag în ring. Sau... să-l băgăm în ring, atunci să-i mai trântim un pedigree. Ok, ridică-l. Trece în ring atunci. Pregătim așa un salt. Și opa! Puh, cu genunchiul înainte. Macea. Ok, corner finisher, nu merge ceva de genul corner finisher, nu. Ok, hai. Charge finisher. Dacă mi-l întoarce, am belit-o. Nu l-a întors. Din nou. Pedigree, i-am spart și capul. Nu cred că l-am văzut vreodată pe Brock Lesnar dominat în halul ăsta. Bă, da, de unul schilodă. Nu chiar schilodă, Rollins, da. Du-te, bă, de aici, că iarăși a ieșit. Ok, iar ne întoar. Deci am dat două finisher-uri. Și acum să vezi că mă bate pe mine. Bine că am și un resiliency pregătit. Ai, escape. Treci-mă acolo. Ce-a fost ăsta? Forearm? Vă spui, dacă iau acum un scaun, ce se întâmplă? Ia-mă un scaun. Nu pot. A, nu pot să iau scaune? Atunci de sub ring, poți să scot ceva? Nu știu cum scot chestii de sub ring, să-mi ziceți și voi mie. A, bine că mi-am întors aici. Sau probabil că nu pot scoate. Ok, știi ceva? Încă un signature. M-a prins ăsta înainte. Hai de capul meu. Ăsta scoate. Să mor tu că a luat o bâtă. Vrei să mă întorc? Hai măi, îl prindeam un signature. Nu, no, cred că îmi dă OMG moment ăsta. A, nu, n-are finish, nu poate să dea OMG. Hai că am ieșit la unul, bine. Dedică-te, Rollins. Ok, signature-ul, signature-ul. Tot ăsta m-a prins primul. M-a prins și ăsta. Și din nou îmi dă seria de German suplexuri. Ai de capul și de zile mele, ce-mi face ăsta? Mai mult în ar trebui să ne batem pe rampa de intrare. Ar trebui. Asta n-am putut să o întors, sunt demecit complet, bine că el măcar are capul roșu. Hai de capul, pregătește, hai să-i întorc, hai să-i întorc F5-ul. Am întors F5-ul. Și... na! Nu renunțăm atât de ușor, știi ceva? Este un pic. Cum iau bâta. Dă-mă bâta. Nu poți să iau bâta. Hai atunci să ne batem pe rampa de intrare dacă ești șare. Trece încoa dacă ești pizdos. Bă, ăsta cred că merge mai repede ca mine. Hai mă pe rampa de intrare dacă ești tare. Ne batem aici. Gestarul pe mine și fiți atenți numai, Sling Blade. Hai mă, vino. De fapt, este. Dacă tot e așa oriunde în arenă, hai da, aici și ea. Ia mă, pot să mă duc în backstage. Nu pot?
Vreau să mă duc în backstage. At what point can those thoughts creep in of what do I have to do to put this match to rest? Nu pot să... Așa. Bun, hai să ne batem un backstage acum. Hai să ne plimbăm pe aici prin arena, să vedem ce e. Hai de capul, ce-mi frama. Ia mă, ia văd că acolo e interviu ceva lui Roman Reigns. Bă, îmi place chestia asta că ne putem bate în backstage. Ia mă, poți să-i trântesc una. Treci, mucu, treci, mucu. Bă, vină, mă, mucu. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so physical. You're right about that, Cole. This has been an all-out war. Ah, m-a prins el. What a brutal beating we've seen dished out so far here tonight. Ok, mă trântește în chestia aia. You don't see that move every day. It looks like we're gonna see what kind of pain they can inflict out here on the floor. Ouch. Oh, Brock Lesnar's on a roll right now, gaining lots of ground. Ia mă ridică. Ce-mi dă, ce-mi dă? Ai de cap, nici pe poteaua asta. Aici nu e ringul să zici că e salteaua aia. Că ringul are saltea? Ok, iar îmi dă nu știu ce manevră asta. Dar uite-l aici cu capul spart. Și pe chestia aia. Acum joacă cu fi mai moale ca și poteaua. A, ah, stai că e covor pe jos, e bine. Ok, direct în peretele ăla. Și am întors aici, e bine. Iar mi-a întors. Mamă, bă, cu ăștia doi ar merge o rivalitate, sincer. Too late. Hai de capul meu. Hai să ne plimbăm pe aici. Nu încheiem meciul atât de repede că am destul de tăiat. N-am apucat să-i întorc. Iar îmi dă seria de suplexuri. A, uitați ce-mi face. Ok, m-a făcut roșu tot, gata. Sunt mai demagiuit ca el acum. Bă, dar totuși am făcut față destul de bine împotriva lui. Iar mi-a întors. A, nu. Vrea să-mi dea Kimura, hai mă, hai mă că pot ieși. E bine că nu mi-a dat damage pe mână. Gata, mi-a făcut damage-ul galben pe... N-am apucat să-i dau. Auci. Bine că i-am scos finisher-ul. Ok, că am întors aici, e bine. Spacey. Mi-a părut mie o combinație taste să fac, dar n-am apucat. Spei și e, ce n-ai bani zice acolo? O să mă uit la reluare. E bine că n-are finisher acum. Hai de capul ce mă joacă în picioare. Așa, face și taunt. Te curte steroidizat. Mai apă și-o pe taste, poate, poate. Ok, cu capul în perete. I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. Me too. Late. I've given up even trying to figure out what they're going to do next. I'm just sitting back watching. Fuji, Rollins, Fuji. Thank you for tuning into Raw, the flagship program of WWE. Ia, pus eu chestii. Aia, când sfârșit pot. Raw has been a site of some of the biggest matches on Sports Center. Hey now! And he will. Ok, m-a aruncat acolo. Am vrut să dau cu Tom Baron în cap, dar n-am reușit. O să-mi trântească acum semnătură mai mult ca sigur. Sau nu? Ia unde mă aruncă. Puoc. În încăperea asta. Na, uite-l pe Lesnar acolo pe coperta jocului. Ce-mi dă? Ai, a, nu e seria de 3 power bomb-uri. Două. Trei. Stai, mai dă o dată? Iar mi-a întors. Ok, m-a trântit și... A, cred că-mi dă OMG moment. Uite și... A, nu. Bă, ce cuget! Aoleu! Nu! Aaaa! Dar n-arunc masa? Bine, e mai dură, e mai dur biroul ăla. Asta să fi fost, nu cred. Bă, mai mere reziliențiu, nu? Hai că până vine arbitrul.
Resilience, Bobby. Hai că nu mai atunci nu am și o sânge pe unul de la asta. Au trecut vis moment ce liniștit stă acolo. Am două finisher-uri, le pot da. Nu, nu, nu cu scaunul, nu cu scaunul, trăiți armata. Știi ceva? Ia vino și tu la un pedigree atunci. Ia, hai că e pe scaun. Nu l-am prins pe scaun cu pedigriu. Hai cu pinul. Poate nu se mai ridica acum. 1, 2, 3. Hai de capul meu. Ăsta a fost meci de meci. De ce mi-arată din nou chestia de mai adineauri? De la Roman și Triple Page, în fine. Hai de capul, știi zi. A fost un match foarte bun, mi-a plăcut ăsta, exit. Hai de capul meu, bătaie în backstage. Prima dată când intru și eu în backstage pe aici, bă, îmi place jocul ăsta, mai ales. Mama face și nici, sper că nu se aude pe filmare. Ok, o să opresc aici, o să încerc să vorbesc mai repede să nu se audă bătăile aia de ciocanie pe fundal. Eu sper că v-a plăcut și acest episod din Universal Mode, vechea poveste, dați câte un cap în gură butonilor de mai jos, sper să nu se audă ciocanele alea de pe fundal cum poate maică mea pentru șnițele și cam atât. Până data viitoare, ciao, les!